Salut și bine ați venit la Limba Germană cu Gheat. Astăzi vom vorbi despre care accent să emiți la limba germană. Acum, iarăși o temă extrem de controversată și aș putea să vorbesc o oră în șir, aș putea să vă fac o prelegere universitară, dar probabil o să vă plictisiți. Deci, pentru vorbitori de limba română sau franceză, întrebarea asta pare absurdă, fiindcă eu vreau să vorbesc limba corectă, fiindcă lumea uită că nu toate limbile sunt așa de centralizate cum ar fi limba română sau limba franceză. Ce vreau să zic cu centralizat? Există un centru sau exista un centru cultural sau un centru care se consideră regiune unde se vorbește corect limba română, corect limba franceză și în periferie, acolo trăiesc săranii. Cam așa un pic exagerat. Deci, în Germania și în Germania nu e așa. Și hai să vă arăt niște hărți ca să înțelegeți de ce e așa. Diferit. Deci, uitați-vă asta. Așa arăta teritoriul germanofon pe la cu aproape 400 de ani în urmă. Pe teritoriul Germania, Austria actuale, existau sute de state semi-independente, microstate, cum ar fi astăzi Monaco sau San Marino, sau cum a rămas și Liechtenstein sau Luxemburg. Și fiecare din aceste state avea, multe aveau, aveau capitală și fiecare stat voia să aibă, să fie un centru cultural. De aceea s-au fondat universități, orchestre simfonice, teatre de opere, biblioteci în cele mai mici orașe. Da. Deci așa ceva, pe la, să spun despre Republica Moldova, nu spun nimic despre România, că nu sunt chiar așa de des. E absurd să ne ducem într-un oraș de 10.000 de locuitori sau 5.000 de locuitori și să găsim acolo, nu spun, un teatru de operă sau o universitate prestigioasă. Da, cred că și în România e același lucru. Da? Chiar orașe mai mari, nu putem spune că Hunedoara, de pildă, ar fi un centru universitar mai important decât să este Clujul sau București. Sau poate greșesc. Dar în Germania e așa. Universitățile cele mai bune nu neapărat sunt la Berlin. Da? Ci sunt în orașe care poate nici nu le cunoașteți. Ok, din cauza asta există și descentralizare politică și lingvistică. Da? Și, da. Acum, limba standard care învățăm, da, se vorbește predominant acasă ca limba maternă în regiunea de nord. Dar aici unde este hașurat, este de fapt o minoritate care o vorbește acasă și ca limba maternă. Adică ei vorbesc austriacă, bavareză, saxonă. Și ce... Da, și încă o hartă. Aici aveți cele mai multe 50 de dialecte sau varietăți germane. Acum, eu vă recomand să nu dezvoltați niciodată un fel de aroganță față de dialecte sau graiul local. Asta e absolut deplasat. Din păcate, eu observ asta la unii străini care cred că ei știu acum mai bine decât elvițeni cum se vorbește corect germană, fiindcă au avut un profesor foarte bun. Asta e extrem contraproductiv. Și sper să înțelegi, să știi.
mai ales dacă e fostul șef, viitorul șef sau un client. Și alta implicație este, dacă sunt așa de multe varietăți, și tu probabil nu vei, nu știi, 100% în ce regiune vei rămâne, probabil vrei să te muți peste 2 ani într-un alt oraș, tot nu ar fi invers o strategie bună să înveți dialectul bavarez la perfecție sau saxon sau luxemburghez, fiindcă cu accentul acesta, într-o altă regiune, adică, nu să ai probleme, dar pur și simplu este o investiție un pic nu prea profitabilă. Atunci, dacă știi că nimerești în regiunile de sud, nu complexa privire la accentul tău. Adică toată lumea are un accent și, în principiu, poți să uiți de tot ce ține de accent. Sau ai un accent român, moldovenesc, bavarez, nu contează. Important este ca lumea să te înțeleagă. Dacă știi că vei rămâne într-o regiune pentru câțiva ani, pentru mult timp, atunci măcar încearcă să înțelegi varietatea asta locală. Când mergi la magazin, da, atunci, măcar din politețe, da, fac comanda, da, cu cuvintele locale. Asta să nu înseamnă că vorbești rău germană dacă nu spui Brötchen, dar spui Semmel, da, sau Schrippen sau altceva. Deci, recomandarea mea este toleranța maximă față de dialecte. Dacă ești în regiuni cu dialecte, trebuie să le înțelegi, trebuie să consumi material în accentele astea regionale, să poți comunica cu oamenii, dar trebuie să vorbești în standard. Nimeni nu așteaptă să înveți un dialect, dar pe de altă parte, să vină cineva din Moldova sau România cu nasul în sus și să le duce pe oamenii în Bavaria statorne. Bine, sper că un pic te-am putut îndruma. Esența este, deci, pentru limba germană, atâta timp cât tu vorbești clar, lumea te înțelege, nu prea ai pentru ce complexa cu privire la accent. Sunt multe alte lucruri cu mult mai importante de învățat decât un accent perfect de la Hannover sau Hamburg. Ja, alles Gute und bis bald.